Corespondentul Antena 3, Alin Ghiciulescu, a venit la Spitalul Județean de Urgență cu gândul să afle amănunte despre starea victimelor din accidentul produs la Tâmna. Încă din curtea unității, agenții de pas au încercat să interzică să intre în unitatea medicală. Ce spuse? N-aveți voie, n-aveți voie să vă ceți spuse. Dacă spun că n-aveți voie, n-aveți voie. Mă, prieteni, sunt în curtea spitalului! Doamne ferește! Ziaristul a acuzat și lipsa de implicare a polițiștilor prezenți la fața locului, cu atât mai mult cu cât atitudinea agresivă a pasnicilor a continuat și în prezența oamenilor legii. Sunt în curtea spitalului, da. Sunt acreditat la această unitate, da. Iar acel agent mi-a dat cu șpea cu paralizant în ochi. Motivând că n-am voie să filmez, cu toate că eu sunt acreditat de această instituție. N-ai voie să filmez, nu înțelegi, pleacă de aceea. Doamne! Voi filma, n-auzi! Bine, mă, prietene! Am fost lovit în frunte, în cap, de 5 ori mi s-a pulverizat spray paralizant în ochi, după cap m-am lovit, se aude cum zice, pleacă, că dau, polițiștii nu fac nimic. Deci le-am arătat legitimație de serviciu la intrare în spital, le-am arătat membru al ziariștilor profesioniști din România, nu intri în spitalul de urgență din Drobeta Turnerii dacă nu ești legitimat la poartă. S-a dat prin stație, s-a anunțat că intru, cu toate astea am fost bătut, am fost lovit de mai multe ori în fața polițiștilor. Mi s-a dat cu spray paralizant de 5 ori, nu odată, deci nu vreau să mă gândesc la altceva, ca și cum ar fi fost o comandă. Reprezentanții firmei care asigură paza și protecția Spitalului Județean de Urgență nu au fost de găsit pentru a răspunde în vreun fel acuzațiilor care li se aduc. Alin Ghiciulescu a depus plângere penală la poliție și la parchet pe numele agresorului. De asemenea, s-a prezentat la un medic legist pentru obținerea unui certificat medico-legal. În urma agresiunii, Alin Ghiciulescu are nevoie de mai multe zile de internare la oftalmologie și neurologie.